Pentru cele mai ieftine jocuri, intră acum pe g2a.com. Folosește linkul din descriere unde vei găsi și un cod de reducere. Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video cu Elder Scrolls Skyrim Remastered. Aici cu Gușterul Paco. Ultima oară când ne-am întâlnit am devenit un vârculac, care aparent doar seara putem deveni un vârculac. Și voi tot îmi spuneați că există un inel care mă poate transforma când doresc eu un vârculac sau să, nu știu, să fac ceva cu Aela și să o fac pe ea, ajutorul meu. Ei bine, o să vedem exact cum o să facem treburile astea, dar cel mai probabil cred că următoarea fază e să mergem la Greybeards, cel mai probabil, și să vedem acolo cum stă treaba. Hei, Lydia! Păi, urmărește-mă! Atât. Hai, Lydia, că am nevoie de tine. Cred că va trebui să merg să... Da, va trebui să mergem să vindem niște chestii. Să vindem niște chestii, să facem niște chestii, pentru că... rămânem foarte repede fără spațiu. Și trebuie să... Wolfish Green? Asta suspectează ceva, frate. Ăștia suspectează prea repede chestiile astea și mă disperă. Ăștia repede și-au dat seama. Oh! Ok, nu te-am întrebat, frate, nu te-am întrebat cine ești sau ce faci, ok? Mersi frumos. Ok, hai să vorbim cu gagica aia de acolo, cu tanti Blacksmith. Să-i vină niște chestii, să scăpăm și noi de greutate și apoi să vedem exact ce și cum, ce avem de făcut. Avem parcă un quest de la Aela. Sper că zic numele corect, nu știu, cred că e gripocez numele. Hei! Ok, miscuri, hai că avem un ton de miscuri pe care vreau să le scot. Nu știu ce e așa greu la mine. Weapons? Am chestii în plus? Oh, da. Asta vreau să le păstrez. Orchish Hammer, nu vreau asta. Și probabil ar fi fost bună că păstram. Pickaxe, Apparel, cred că am luat ceva în plus aici. Pentru două hit point-uri, dar uite cât are buff pe el. Să vindem ăsta și să o iau pe asta la altă. Shield-ul nu-i folosim shield. E că nu prea mai folosim shield. Dar nu dau seama ce mă poate costa așa de mult, în fine. Ok. Să mergem și noi la apparel. Bine că nu suntem dezbrăcați, mersi doamne. Și gata. Oh, I look pretty and more. Ok. Fur plate. Nu vreau de asta. Stai așa, stai, nu vreau înapoi, era ceva acolo. Auxiliary armors. O bandana și bandana tie. Putem să facem bandane, miscuri. Leather. Cu niște leather. Fă cât de mult leather poți. Tot. Hide. Nu știu ce să stea. Hai să facem unde asta. Tot. Și ne uităm la armură. Ce mai aici avem? Hide armor. Mic inter... Iar am apăsat click unde nu trebuie. Stai ușor. Iron armor. Să fac un iron dagger. Great sword. Pare... Se pare să e diferit, nu? Nu e diferit, e aceeași chestie. Ok, stud. Stud e asta așa, Imperial. Asta sincer nu prea mă interesează Imperial. Steel armor e asta pe care o am acum. Și ar trebui să fac casca și... Și atenție, steel ignite. Steel, leather. Oh, asta e armura din The Witcher. Oh my god. Oh my god, Geralt. Ce anume, silver ingot. O să fac setul Geralt. That's nice, nu știam că am băgat asta toată. Asta arată cute, dar e leather, nu port leather. Auxiliary armors, barbarian armor, barbarian boots. Deci avem eye patch, full col... cât de blană vreau unde sta. Tight sau loose? Dă-mi un... un loose, te rog. Cercei? Ok, ăștia-s cercei. Requires gold. Facem cercei, ce avem pe aici? Să
fel de armuri dubioase. Shield-uri la greu. Cred că astea sunt din moduri, știi? Hood. Mi-ar plăcea o glugă. Asta e tare. Asta e foarte tare. Ok. O capă. Vreau o capă. Am nevoie de line wrap-uri. Ok, iarăși ceva set aici și ăsta. Bone hold. Astea sunt... e setul pe care îl găseam. Nu mai știu în ce zonă. Ok, hai să vedem cum se pune chestia aia. Arăt bine? Kind of. Cred că dacă îl facem... Hai să-l facem și pe la tight să văd exact cum stă treaba, pentru că... așa nu-mi dau seama. Nu pot să-l fac pe la tight. Nu vede full plate. N-am așa. Să zicem că arătăm bine. Cu ceva blană pe la gât. Ok, hai să vedem unde avem de mers. Ups, remove it. Avem tuma aici de mers, oh god. Păi atunci hai să facem altfel, hai să setăm altceva ca și quest principal. Că va trebui să mergem... Freedom Fragment. Asta e deja quest setat. In time of need, find the Red Guard woman. Să aflu mai multe detalii pe quest-ul ăsta, ar fi drăguț. Ok, și The Way of the Voice. Ok. Hai să vedem până aș putea, până am putea noi să luăm. Deci pe aici clar nu e un drum. Aș putea să dau un scroll așa să mă orientez după asta, ar fi superb. Încerc că trebuie să mă învârt pe lângă muntele asta. Să văd dacă e vreun drum. Cred că e un drum. Stai, văd ceva aici. Lângă asta. Speak to the Great Beards. Oh, deci aici trebuie să ajung. Atunci va trebui probabil să o luăm pe aici așa. Hai să o luăm pe aici. O luăm pe acolo. Cel mai probabil că o să găsim drum pe acolo. Nu știu sigur până unde trebuie să o iau. Oare de ce nu știu eu până unde trebuie să o iau? Asta e un mister pe care eu vreau să-l rezolv. Ok. Avem și căluțul aici, avem pe mărțoagă. Mărțoagă aici cu noi. Zicem până tot înainte. Așa, hai să luăm așa. Încă un cal aici. Cui o fi ăsta? Să nu e mărțoagă. A cui ești, mă? Stai așa. Stai cum e? Steel. Știa să-l fur, da? N-ar vrea să-l fur. Cred că ea Stormcloaks, ăștia. Stormcloaks Soldiers. Cel mai probabil. La Stormcloak Soldiers. Ăștia care tot se învârt pe aici. Ăștia bandiți? Nu-s bandiți, ok. În secundă că sunt bandiți, am zis, oh my god, stai puțin, câte să ne batem cu ăștia sau nu. Dar nu trebuie să ne batem, ceea ce e bine. Ce avem pe aici? Capre. Chestii. S-a părut că era iarăși pe aici vreo peșteră de aia neexplorată. E că nu tot bine acum, nu știu, acum trebuie să facem tot înainte și apoi undeva stânga. Nu să-mi dau mai exact seama. Așa nu prea pot să observ. O, doamne, lupi! Lupii ne atacă! Stai! Nu pot să... Stai, n-am shout activat? Păi da, am shout. Ok, stai puțin, trebuie să fac o chestie rapidă. Scuzi. Vai, un dragon în față, că când... nu. Gata. Gata, mărțoagă, te-am scăpat de probleme. Ok, ce era simbolul de dragon? Mă știu exact ce e simbolul de dragon, stai, scroll. Simbolul dragon e un dragonstone de la. Cred că o să mergem și acolo. Cel mai probabil că o să mergem și acolo, vreau să mai fac de la de dragon. Acolo sigur găsești un dragon, de câte mi-aduc aminte. Și de fiecare dată, în locul ăla mereu găsești un dragon. Ceea ce e mișto, știi să ai un, că ai un loc asigurat unde poți găsi un dragon. Ok, tot felul de... Oh my god, urși acum. Ok, sorry, stai. Ceva mă disper aici. Ok. Urs tembel. Oh my god, stai așa. Mai trebuie să învăț să fac poțiuni. Pentru că astea sunt lucrurile care îmi vor salva mie viața. Gata, Lydia salvatoarea. Ok.
Dracu să te ia de lup tembel. Gata, hai că l-am spart. Ok, unde mi-e calul acum? Mărțoagă? Cred că l-am pierdut pe mărțoagă. Ah. Rahat. Dar ce e aici? Ce armura asta pe jos? Mură random pe jos. Cred că l-am pierdut pe mărțoagă. Shit. Cal? Și cum lasă pe aici? Honeystead Cave. Oh, e de-aia plină de albine. No thank you. Well, rip mărțoagă. Cred că și-a luat tălpășița pe undeva. Bine, avem noroc că nu suntem departe de locul unde trebuia să ajungem. Mă mir că n-am mai dat de bandiți. De obicei de dane bandiți de ăștia nenorociți care voiau ceva de la mine. Ok. Ceva în apă acolo. Oh, sunt pești, corect. Oare? Pare a fi un pește acolo. Oare e un pește? Stai puțin. Încă sunt... Stai, ce? Uneori natura din jocul ăsta mă uimește total. Ce e aici? Oh, e o căprioară moartă. Am înțeles. Are sens acum. Are total sens. Era o căprioară. Ok, hai să... Să vedem cu cine trebuie să vorbim. Oh, avem un in aici. De ținut minte. Cineva pe aici. Unde mai exact? Ok, ești Van Head. Cred că de pe aici trebuie să găsesc vreun drum. Cred că aici sunt drumurile, nu? Oh god, acea textură neîncărcată. Ok, hai să așteptăm până dimineața. Poate să primim ceva informații de la oameni. Gen, mi-a părut semie acolo că era dimineața și apoi cea că nu mai e dimineață. Țac, țac, țac. Oh, ce frumos lumină și bam. Ceva aici? It's Varstead. Ok, hai să întrebăm prin oraș. Ok. Hai să mergem la Han, să vorbim la Han despre chestia asta. Hei, am o întrebare. Nu mă interesează dacă e haunted sau nu. Ok. The Greybeards are a solitary lot. I don't think they've ever ventured outside their monastery. We get the occasional pilgrim passing through here on their way to the summit, but almost all of them have returned disappointed. Ok. Deci pe aici trece lumea dacă vrea să ajungă acolo, am înțeles. Ce de vânzare? Ia zi dacă are poțiune, am nevoie de poțiune de omul ăsta. Ia zi, boss, am nevoie de poțiune de la tine. Like, pronto, food? Ai mâncare? Asta e tot ce ai? Și mai ai și 110 gold, vai, sărac. Sau e diferență de bani? Nu știu, de astea sweet roll-uri. Stol, stamina, stol. Ok, nice. 5.6 points of health. Gata. If you're headed up to the monastery, watch your step. It's a long... Is it absolutely necessary for you to bother me right now? Auzi, frezatule, dacă țip acum un cuvânt la tine, te fac praf. Vine la mine așa cu figură de să te înscârbă. Ok, deci ce că pe aici atât să luăm? Să ne uităm așa prin lateral. Deci oamenii vin pe aici ca să se ducă către High Hotgar. Ai vedei? What could it mean? The return of the Dragonborn? And who among us could possibly hold that honor? And such power? Eu? Hi! Oh, uite pe aici! Mamă, ce ușor, uite, astea drumurile sunt fix pe aici. Și dacă după ce o să luăm asta, o să facem quest-ul ăla de la Ayla, o să mergem până în Riften. Nu știu dacă sigur se numește Riften, dar... Who knows it? Oh! Cred pe aici ăla, nu? Yep. Ăsta pare a fi drumul. Oh, da. Walking Simulator, băieți. Se pare că o să dăm de un troll pe drum. De ce asta am pățit? Oh, shit. Ok. Spy.
Problemă rezolvată. Oh, asta zudurează ceva. Și în momente de astea mi-e ciudă că nu am calul. Dar, mă bucur că am găsit drumul. Hai, Lydia, te rog, mișcă, femeie, mai repede, zici că te-a durut șoldul toată viața. Ah, am dislocare de șold. Și chestii de-astea. Ah, ceva pe aici? Nu, o capră. Au fost niște capre. Mamă, cum le-am luat așa, double kill, hello. Chestii. Chestii pe care noi o să le folosim să facem chestii cu ele, adică o să facem marmuri și tătrea. Oh, salut! Yup. Mersi, tipule foarte de încredere. Foarte, foarte, foarte de încredere. Cel mai de încredere om pe care l-am tu vedea vreodată. Stai două secunde, mă mănâncă ceva pe spate. Ah, gata. Este... Ok, au lupii. Lupii, mă! Cred că aici o să folosesc niște arme mai rapide. Ok, ăsta e rezistent. Salut! Ți-a dat cineva buff? Te crezi șmecher? Ești șmecher cu jm, cu dublu jmu. Mă gândeam și eu. Stai așa, healing. Oh, shit, stai așa, stai că e pe dos. Ok, mersi. Oh, i-aud. Hai, fraiere. Oh. N-aș fac atac cu stânga. Adică am pus din greșeală ăsta pe dos. Deci așa și... Stai că nu am... Ah, n-am nimica. N-am un one-handed pus acolo. Oh, uite încă o capră. A nimerit-o! Cred că a căzut pe jos. Oh, suntem pe drumul cel bun. Mi-aduc aminte de asta. Am un topor și nu mi-e teamă să-l folosesc. Ok, am să-l pun în spate. Da un F5 să ne mai salvăm și noi din când în când pe aici, zic și eu. Ar fi o idee grozavă. Ok, unde e trollul ăla? Știu că e un troll. Pe aici, atât să fie un troll de la. Nu vă gândiți la trollololololol. De ce nu ăla de troll? De ce scările astea duc în nimic? Ok, aparent am fost trollat de scări. Oh, nu pe aici. Ok, deci scările nu mă trolează, am înțeles. Scările spun bine. A, uite, continuă scările aici. Corect. Cum are mai mult sens dacă stai să o iei așa? Fuf. Frate, să faci drumul ăsta, fiecare zi probabil că ar fi super. Îi face mușchi și toate alea. Face condiție fizică adevărată, mai ales că aici e zăpadă și nebunie. Oh, încă cineva, hello. Salut. Yes. I was just outside Ivarstead when it happened. Aha. It's an exciting moment. Nothing like this has happened in centuries. Salt anticapră. Until next time. Stai așa. Ceapă mătii de capră. What the f- Dracu să te ia. Lupul ăsta. Mersi. Mersi, tanti. Unde-i capra aia pe care... Oh, s-a dus naibii. N-am să mă duc pe aia. Îmi mir că nu a reacționat când am suflat foc random. Are you not impressed? Apare nu cred că e impresat. Ce priveliște mișto, sincer, să-mi bat picioarele, chiar arată fain. Mai sus, fiii mei! Oh god, aici e o peșteră. Oh, uite trollul! Hai, mâncați așa ochii. Vino la mine.
Coborează, mă! Ha, mă! Trololo! Fă-ți un drum jos! Ha, mă, fraier, odată! Dau cu mine în tine și te scuip! Am și o săgeste așa. Tot te-ai hotărât să stai pe loc? Așa. Băiatul ăsta s-a hotărât să stai pe loc. Înceapă... Oh, stai că o să cadă, o să cadă. A căzut, stai. A căzut? Ok, a căzut, hai. Stai așa, stai. Ho, țineți ideea. Oh my god! Shit, stai așa ușurel. Ok. Hei, nu muri, Bob! Potions. Or nu mai nimic de healer. Ok, mori! Ok, l-am spart. Fuh! Ok, clar trebuie să crezi defense-ul ca să... Oh, doamne! Oh, nenorocitule. Troll fat și winter pelt. Am scos. Ok, acum dă-mi leacă asta. Ah, mult mai bine. Oh, mult mai bine. Stai așa. Nu. Nu. Așa. Să mă trezesc că mă transform random. Cred că suntem bine acum. S-a dus naibii și asta. Mamă, stai că drumul ăsta devine ce mai petardă. Cred că mai vreau un troll, dacă stau să-mi aduc aminte. O, pe aici. Nu, pe aici. Hai, băbiță! Știu că poți! Ok, cred că suntem aproape. Aproape suntem acolo, Lydia. Aproape suntem acolo. Îți place gâtul meu de blană? E so sexy. Trebuie să-l fac pe celălalt gât de blană. Mai dăm un F5 pe aici. Nu am încredere în jocul ăsta. De ce jocul ăsta mă poate nenoroci foarte, foarte repede. Poate... Poate nenoroci. Și am ajuns! Yay! Forță! Forță! În sfârșit, vere, uite că am ajuns. Hai, Hotgar. N-a fost dor de locul ăsta, sincer. Mi-a lipsit. Hai, Hotgar discovered. Ți-mi că am făcut aceeași chestie, amintea și să pur chestii și nu găsesc. Da. Dar, oameni buni, noi o să ne oprim aici cu aventura asta. O să las Hai, Hotgar-ul pentru data viitoare. Așa că dacă vreți să vedeți ce se întâmplă data viitoare, cum aprofundez eu puțin... cunoștințele astea de Dragonborn, dacă nu le știți normal până acum. Nu uitați să dați like, subscribe, share și comment și ne auzim data viitoare. Pa, pa!